Hei, bine ați venit la o nouă discuție cu Priza. Astăzi avem un invitat special. Probabil îl știți, dar nu prea aveți. De unde să te știe? Din Iesle. Răzvan Capră, dacă ați văzut vreodată vreo postare sau vreun gif sau vreun mem sau nu știu cum se numesc toate astea de pe junimea, probabil nu știți. Salut, bine ai venit la mine acasă, în camera de hotel de la Târgu Mureș. Da, adică la mine acasă, că el e la mine acasă, da? Mulțumim hotelul Everest că ne lasă să filmăm aici, nici nu știu asta. Condiții, nota 10. Avem lumini, ce vrei mai mult de atât? Lumini, decor, super, perete, super. Nici nu vă zicem ce stativ șmecher de calitate avem. Am cum să bag, să facem o poză, să o bag în clip, să facem după aia. Las că facem, noi poze și la stativul ăsta. 1000 de euro, dar a meritat. Mă, uite cum stă, nici nu se mișcă. Ce faci? Ce să fac, ești foarte obosit? Mi-ai zis că trebuie să pleci. Da, am trebuit să recuperez fratele meu. Și în rest, muncă. Nimic special. Ești programator, le zicem că ești programator? Da, puteți să le ziceți că majoritatea dintre cei care mă urmăresc știu treaba asta. De-aia și mă vedeți atât de online toată ziua și pe Facebook, pentru că switch-ul mi-e acolo. Ești toată ziua la calculator, dar hai să o luăm cu începutul. Zi-mi când și unde te-ai născut? Acolo. Aici e maternitatea. Asta e lângă maternitate? Acolo e undeva și maternitatea noastră. Îți din Mureș. Nu sungur. E o fobie asta cu dacă... Băi, mie mi-ar plăcea să știu ungurește. Nu știi? Nu. De obicei, nu. Mama știe un pic, dar na, tata n-a vrut să învățăm și acum pare rău că jumate din gagici niște tăiate. Da, asta e o problemă aici. Am văzut și acum la hotel, urcam și erau niște oameni și mă uitam așa, mă simțeam așa prost, bă, nu înțeleg ce zic oamenii ăștia. Știu. E oribil. Da, asta este, nu e nicio problemă. Mureș, m-am născut acum 23 de ani, deci chiar dacă nu mai arăt vârsta... Ești tinerea. Așa e, categoric. Generala unde ai făcut-o? Generala am făcut-o în afara orașului, la un liceu particular, la un liceu de pocăiți. Cine are bani? N-a fost chiar așa, a fost acolo să fiu băiat cu minte acolo, nu? Așa și... Ce s-a întâmplat între timp? La liceu de pocăiți este în ceva la ieși. Hai, nu e chiar așa de grav. Sunt băiat cu minte, băiat religios, mă duc săptămânal la biserică. Deci merge treaba, nu e problema. Ce să zic, ulterior m-am mutat pe partea aceasta, că de ce nu, e bine să râdem în lumea asta și văd că e și bine, ce să zic. Ulterior, până într-a nouă am stat acolo și ulterior la liceu am venit în oraș aici, la Colegiul Național Unirea, cel mai bun. Cel mai bun, nu? Dar câte sunt? Hai zi-mi și asta. Cele mai bune? Două. E Unirea și e Papiul la noi, dar Unirea e spuma. Așa că dacă se uită cineva din Unirea, să-mi ziceți cum am învățat, să-mi dați un coment acolo. Nu, a fost bine, m-am dus direct la Mate Info, Mate Info e o engleză intensiv, deci era top, clasa de top a orașului și am avut o generație șmecheră, chiar o generație șmecheră de așa. Bun, dar aici era și cu maghiară, nu? Se ducea și maghiară. La fiecare școală de genul este și câte o secție de limba maghiară, dar nu. Este și un liceu numai de limba maghiară, dar aici era cât are limba română, n-avea treabă. Yes! Da. Bine, bănuiesc că păstrezi legătura, că dacă ai rămas în oraș, mai ai colegi care păstrezi legătura. Da, cei mai mulți sunt la UMF aici și în rest mai avem. Chiar păstrăm, din păcate nu păstrez legătura cu colegiuța mea de bancă bună, Laura. E un salut sau așa era ea, chiar era bună, Laura? Era cea mai frumoasă din clasă. Și am stat 3 ani de zile cu ea în bancă și acum plecă la Cluj și nu ne-am mai văzut, dar și când vorbim câte ori, așa recuperăm cât de cât. Și ai avut o pasiune pentru Laura, nu? Nu, Laura chiar a fost colega mea de suflet. Da.
Chiar da. Stai, ce fel de prieten sunteți? Stai să o luăm așa. Că crazy, nu prea vorbești așa de un prieten. Da. Nu. Eu eram băiatul cu minte, eram băiatul ăla care stătea tot timpul cu fetele. Să te băgai pe sub pielea lor, ăla șmec. Băiatul care asculta bârfele, tipul care le consulta manicura. Deci așa, înspre partea aia de homalot, dar nu, deloc. Nu luăm pe partea aia. Da. De ce ai păstrat legătura cu colegii buni? Zim cu junimea începutul, care-i treaba, cum? Băi, toată lumea, asta e primul, lumea când mă întâlnește, îi pus două întrebări, care le întreabă toată lumea. Unu, cum ți-a venit mai ideea să faci? După aia, cât câștigi? Bă, uite, la asta a doua nu m-am gândit, dar e bună. Nu, dar mă gândesc că dacă, na, v-am zis, el e șeful la junimea, ca să zic așa. Da, eu sunt imaginea junimii. Cum a început povestea junimii? A început înainte de junimea. Eu am fost destul de activ pe Ask. Era o platformă, un Ask FM din asta de questions. Ah, da, de apăreau mereu. Exact, se puneau questions și răspundeai și eu eram tot acolo pe Caterinca, tot așa. Deci toate răspunsurile erau super interpretate și așa mai departe. Și acolo mi-am făcut, să zicem așa, un mini fanbase. Și de acolo m-a recrutat o tipă, știți, pagina Mihai Ionescu. M-a recrutat o tipă de acolo, mi-a zis, mă, m-a ajut și pe mine cu conte, nu știu ce, și așa mai departe. Am zis, bă, de ce nu? Chiar surâ de ideea. A trecut timpul, ulterior l-am cunoscut pe Călin Moldovan, cofondatorul, celălalt fondator de jumătatea Junimii. Noi suntem doi tați la Junimia. Așa. Asta vreau să vă întreb, deci doar voi doi sunteți, practic, cum ar veni și mai aveți, cum, ăștia, admin sau ce sunt? Da, admin, moderatori, oameni care ne ajută, oameni superi. Pe care îi salut, că mai postez și eu și mă lasă să pun acolo, nu-mi șterg. Cristi Priză este om de onoare la noi grup. Ținem la oamenii ca și Cristi Priză. Ce să zic acum că aici, dacă nu filmam, era pleacă, mă. Da. Și el... Deci cum am ajuns la Junimia? Că toată lumea se întreabă cum am ajuns la Junimia. Deci eu mă ocupam de Mihai Minescu, el se ocupa de Ionuca Caragiale, că avea pagina. Și nu făceam față, adică cât poți, îți vine maxim un meme din ăla sau o glumiță, îți vine pe zi maxim, sau la două zile, sau mă rog, te mai inspiri de undeva și îți vine. Și paginile crescând aveau nevoie de un anumit număr de postări zilnice. Am zis, mă, ne trebuie oameni. Și am zis, hai să facem un grup. Să facem un grup de oameni, așa, câțiva să ne facă nouă content. Și n-am crezut. În prima fază ne-am băgat prietenii. Am zis, legat de nume, am zis, mă, ce-au în comun Mihai Minescu și Caragiale? Am zis, bă, Junimia, că doar tu se întâlnă un cenaclu ăla lor. Am păstrat și conceptul ulterior, o să vă zic un pic despre el mai încolo. Și am făcut grupul ăsta, eu mi-am băgat prietenii, ei așa au băgat prietenii și au băgat prietenii și... Familie mare. S-a ajuns la dita mai familioară. Dar când ați început? Când a fost? Pe 25 martie 2015. Știu asta, deci dacă aș avea o gagică și aș fi cu ea cuplat, n-aș ști ziua în care ne-am cuplat, dar ziua în care am înfițat și Junimia e de suflet, înțeleg. Mă așteptam să fie mai greu, sincer. Da, 2 ani jumate, cam așa. Câți aveți acum? Nu știu câți mai sunt. Fanbase-ul pe Facebook, pagina publică are aproape 1.200.000 de fani. Grupul secret, e grup secret, deci să țineți minte, toți care vă uitați aici, că e grup secret. Nu aveți cum să-l găsiți în search bar, nu aveți cum să-l găsiți cu link, cu nimic. E grup secret, trebuie să vă adaugi doar prietenii. De unde ești cuvântul secret? Exact. Eu sunt acolo, ăla, nu? Da, categoric ești. Băi, voi nu știți, mă, ce greu. Și acolo, sunt 150.000 de oameni, cam așa. Aha, am fost eu până la baie. Nu, dar trebuie să o opri. O să facem curând la baie, să mă duc eu și eu când. Suntem băieți bătrâni cu prostată, la activ, păi dar nu. Bun, vorbeam despre fanii de pe Facebook, 1.200.000 pe pagina publică și 150.000 în grupul secret. Oameni care toți se pot să posteze, după aia pe Instagram, avem cel mai mare Instagram din România cu content românesc. Da, deci serios? Cât ți-a văzut pe Instagram? Aproape 100.000. Păi și n-are nimeni... Ba da, are Ina, are Antonia, dar ele sunt artiste internaționale, știi, și de aia zic, pe content și românesc. Și cât au, cam cât au, care e diferența? Mi se pare că 1.400.000 e cel mai mare dintre artiștii români.
Deci ne ducem la targetul nostru, deși e puțin greu pentru că începem să ne apropiem de limita de useri activi pe Instagram, a Instagramului românesc. Da? Da, da. Nu, lumea încă migrează spre Instagram, mai ales acum că se începe pe Facebook. Asta nu o să fie pe Facebook, nu? Bun, deci pot să zic Zuie Muca. Ba, o să-l bag pe Facebook. Zuie Muca, măr! Face bine, mă simt că zic treaba asta, o zic zi. Dar ce, nu ești cu Facebook-ul, nu? Îți place? Care e problema cu Facebook-ul? Facebook-ul, de când am început și linia, continuu și astăzi, ne scade din reach, dar nu numai nouă, la toți. Deci, viralitatea postărilor, engagement-ul, toate astea scad pentru că Facebook-ul vrea să ajungă la 0% din fanii tăi să fie targetați de postările tale, în așa fel încât să fie obligat să plătești. Deci e un nesimțit avar Zuckerberg. Dar el pare ok așa ca om, face el asta așa e... Nu știu. Oare el știe? Da, normal că ăsta e planul, adică e urât din partea lui, dar Mark, o să-i spun. Dacă te uiți, și știu că te uiți, că am 19 mii, n-ai cum să nu te uiți. Nu mai faci asta, că e urât, ai miliarde, ai... Dulapul ăla cu tricouri. Eu am început să iau moda lui. Ai văzut că ăștia care sunt foarte bogați au un set de tricouri, o culoare sau ceva, ca să nu se mai gândească să piardă timpul cu... Eu n-am bani, de asta am ales moda asta, dar îmi place. Port tricouri de asta. O să fac și eu cu Junimea și o să port numai tricouri negre cu logo Junimea. Dar chiar n-a scos? Încă nu. Uite acum mă duc în weekend, mă duc la Cluj, miercuri mă duc la Cluj, stau până duminică, deci care vreți, cred că n-apare până atunci, dar nu contează, vedeți după. O să fiu acolo și vreau să punem la punct treaba asta cu shop-ul, e mai de mult treaba asta, un shop online de... micul nostru fanbase. Eu zic că ți-a dat succes, să-ți vinde ceva, mai bine, depinde și de modele cum le faci să fie mișto. Le vrem să facem calitative și să vă placă. Bă, iau și eu, dacă ne fiți mișto, sunt primul care cumpără după ceilalți. Eu iau gratis, mă, de-aia vă-i bat apropo, să-mi dai și mie cât să por și pe ăsta, că uite, deja rezolvăm. Mai ales la contentării noștri care postează în programa, că facem... Da, unde? Da. Nu-mi dă nimic. Unde eram cu... Nu mai știu. Vorbeam de fanii noștri. Da, Zuckerberg. Și ce, ne-am lansat și noi pe YouTube, suntem și noi pe YouTube. Așa, aveți, deja creșteți ușură, nu? Dacă îmi place cum am ieșit în video ăsta, să știți că o să fiu video de la aia și o să-l pun și la pe YouTube. La A, deci nu o să-l pună. N-avem emoții. E clar. N-o să-l pună. Bun, pe YouTube câți aveți? Aproape 300.000. Aveți bine. Când ați început? Când nu mult timp. Un an și jumate, cam așa. E super bine. E rupe și acolo. Avem oameni de calitate. Da, chiar, l-avem, pe YouTube, ideea e că noi nu avem... Toată lumea a încurajat pe mine să fac clipuri, dar momentan nu mă simt eu pregătit. Adică nu simt că aș putea veni cu ceva calitativ și în plus față de ce există pe YouTube românesc. Dar avem băieți foarte talentați în care am investit și pe care i-am crescut. Băieți random, mici, care au explodat. Avem pe Daniel Bârg la România Pictorească, pe Sebastian. Știu, l-am văzut că face stand-up mai nou, l-am văzut la un bar al bobocilor. Băi, și a fost foarte ok, nu așteptam să fie așa ok pentru început. E chiar super ok. E Topan, care e un actor super genial. Acum mă duc la Cluj să filmez cu el. Avem Vlad Rosu, care am filmat cu el, care a făcut Finias Cazacu și mai avem niște băieți care sunt creștere și căutăm. Deci dacă sunteți talentați și ne place despre voi, scrieți-ne. Unde și... să vă scrie? Pe YouTube? Oriunde, puteți să-mi scrieți mie, că toată lumea scrie. Deci, eu nu sunt genul ăla, știi? Majoritatea se bucură când primesc câte o notificare acolo de message request. Nu, la mine de obicei message request-uri acolo pe Messenger sunt de două feluri. Ori sunt băgat în toate originile posibile, ori dăm și mie am bani sau mai nou fac și mie publicitate, like-uri și așa mai departe. Dar asta este, m-am obișnuit. Așa că avem băieți talentați pe YouTube. Băi, da, sunt majoritatea acum, mi-am adus aminte că știu de pe pagina și că postează și sunt foarte ok. Bârul a pornit trendul ăla cu Shakira. Bă, a rupt cu ăla. Chiar eram toate ziare de la un moment dat, am văzut. Deci eu nu știu cât mai poate să mai reziste Shakira. Fără să dar cum ar fi să...
oare ajungi până la ea? Nu știu. Cred că i-au trimis români, că sunt care trimit și așa, da, dar nu știu. Problema acolo e de PR, pur și simplu. Da, cel mai da. Probabil șeful de strategie marketing pe social media, probabil că încă nu e interesat de o extindere pe România încă, dar noi insistăm, nu ne lăsăm. Ar fi mișto să vezi în status cu Shakira: "Hey Daniel, I know you. I know you want me. I'm coming to Romania." Poate dacă își pune concert sau ceva. Da, ar da. Ar fi mega tare. Super. Și unde vrei să ajungeți? Nu știu, ce planuri? Ce ai în cap, ceva de viitor? Vrem să rupem. Băi, azi deci să rupem zic că toate... deja. Știu. Momentan vrem să creștem calitatea cât se poate de mult. Și de ce nu chiar să reușim să învățăm companiile de la noi din țară că pot să se promoveze prin noi. Pentru că momentan a doua întrebare de care ziceam e cât câștigi de la Junimea. Nu câștigăm nimica, de-abia ne autofinanțăm cu chestii, mă rog, trebuie cumpărate aparaturi, camere, lumini pentru băieții care creează content. Avem un mini studio la Cluj. Aveți studio la Cluj? Păi și mie nu mi-a zis că am fost și în Cluj filmat. Păi trebuie să zic că acolo cu Roșu au ei acolo, nu știu, Călin, vă duc și eu să văd ce au amenajat băieții pe acolo. Și momentan nu suntem la gradul ăla să fim multimilionari, dar intenționăm. Sunteți pe drumul cel bun. Nu, o vedea. Încă. Și trebuie învățați oamenii, pentru că lumea nu realizează, pentru că suntem în secolul ăsta, în anul ăsta, și nu mai merge treaba cu share de videoclipuri, cu share prin grupuri sau foarte subtil merg mesajele la oameni prin meme-uri, prin glume. Dacă știi să promovezi produsele prin meme-uri, e wow. Deci foarte multe companii ar putea să explodeze pe partea asta, dar asta e treaba lor. Dar în timp e clar că se face switch-ul ăsta dinspre TV spre online și vin și banii, trebuie să vină ușor, ușor, da. Și banii pentru reclame și înțelege lumea că uite, voi dacă postați un clip pe Junimea pe YouTube, să zic, faceți câteva sute de mii de vizualizări. Da, noi momentan putem la ora actuală să creăm orice viral în România. Deci noi, eu pot să iau, nu știu, subiectul ăsta cu stativul nostru. Deci, bun, vezi că e un subiect bun ăsta. Și orice există, putem, creăm câteva meme-uri și se creează viralul ulterior. Dacă mai și insistăm pe el, devine cancer. Da. Extra viral. Că ăsta e terenul, în momentul în care ți se ia și e peste tot, riscă să se transforme. Dar chiar, vă săturați și voi de unele la un moment dat, nu? Când aveți, bă, și, gata. Acum, de exemplu, suntem sătui de un trandafir crește la Firida. Ouleo, deci mi s-a luat. E fain, pornești, e o perioadă în care toate s-a clipat, după aia. Da, se ia. Care a fost? Ții minte care a fost unul din cele care a prins cel mai mult, nu știu, sau care... Știi când m-am speriat și am zis să fiu mai atent, adică mi-am dat seama cât de mult putem să manipulăm și cât de periculoși putem au să fim. Au venit oamenii la tine la ușă cu un topor. Nu glumesc, am fost amenințat de interlopi din Italia pentru că am făcut mișto de un interlop de ei. Fără glumă, da? Și am rezolvat-o cu ei, pașnic. În rest, nu, n-am problemă, nu mi-e frică. Mai sunt din ăștia care mă mai amenință, chiar cu, am fost dat și în judecată de un stimabil nimeni de nicăieri, care sper să fie închis pe viață, te pup. Așa, pur și simplu, pentru că nimeni din nicăieri a fost că i-am închis pagina și i-am strigat business-ul, după aia și-a redeschis-o și-a retras și el treburile, dar e ok, am cel mai bun avocat din oraș. Să că vă aștept. Așa, cu interlopii am rezolvat-o pe frumoși, n-a fost problemă. Bun, și legat de treaba cu viralele, cu momentul în care mi-am dat seama că putem să producem foarte mult, a fost momentul cu Cristi Bă Cristi. Deci ăla a fost un moment wow și momentul cel mai culminant a fost, nu știu dacă îți amintești, meciul România-Spania. Când au venit și știi că a fost momentul ăla de reculegere la început. Păi și era o liniște mormântală și la un moment dat îl auzi pe unul: "Cristi! Bă, Cristi!" Bă, și a început ăsta stadionul să râdă și să aplaude. E de arăsul plâns, știi? Da, e de arăsul plâns. Mi-am dat seama, băi, cât de departe a ajuns. Și atunci am zis, bă, să vedem
Trebuie un pic să fim atenți acolo, cât de mult le ducem noi la extrem. Și după aceea a fost, a urmat, acum recente, a fost anul ăsta Despacito, a fost un trandafir care crește la firida. Păi gândiți-vă că un trandafir crește la firida mea, a avut până acum câteva luni, avea vreo 400-500 de mii de vizualizări. Mm-hmm. Știi cât are acum? M-am uitat sâmbătă. 22 de milioane de vizualizări are din cauza glumelor. Numai din cauza glumelor, deci mai fac și video, și clipurile din 2008. De seama, deci eu, noi putem puteți momentan... Asta mă gândeam, să luați un clip și să-i faceți vizualizări, simplu să-l ridicați. Vizualizări? 20 de milioane sunt bani frumoși din YouTube, mă gândesc. Da, nu cred că e de la firida mea care a pus clipul și a monetizat da. Canalul în 2008, dar păcatul vostru, asta este. Acum ar mai dormiți noaptea astăzi bani. Câți bani, câți bani. Da. Da. Super tare, zi pe YouTube, așa, tu la ce te uiți? Cine-ți place, cine nu-ți place? Sau doar cine-ți place dacă nu? Ar fi culme. Sincer, pe YouTube urmăresc foarte puțin, pentru că, nu știu, n-am eu timp. Hai să zicem că n-am timp. Am înțeles, ești elegant. Da, hai să fiu așa. N-am elegant. Timp. Deși, sincer, nu, asta o zic, că e de suflet. Sunt puțin dezamăgit de calitatea unui tip de content de pe YouTube și de asta nu am timp să-l urmăresc. Number one care îl urmăresc și l-am la show alert, Zafet. Da. Deci super ok. Și mai urmăresc Eschivo, că e de suflet. Eschivo, da, e așa, mie dragă și urmăresc. În rest, dacă chiar apare ceva în trendings, pentru că știi, noi ca să creezi umor și glume, tot timpul trebuie să fii atent la trendings. Eu urmăresc știri de top, dacă nu zic nimica, adiopresc, e... Poți să zici orice, că n-am așa poate, bun. Deci știri ca lumea, deci în momentul în care vezi că oamenii se interesează de subiectul respectiv și în top citite, poți să faci glume. De ce? Pentru că degeaba faci glume despre o știre apărută acum 5 minute dacă lumea nu cunoaște subiectul. Ca și cum ai face glume despre mine. Că a putut acum 5 minute. Da. Da, nu, Cristi e băiat cunoscut. Mai ales că, în bloc. Că săracul glumele voastre despre priză legate și glumele despre capră. Aole. Da, ce deci, dai, da. Deci eu, unde nu știu, sunt eu sărac, dar v-aș da 50 de lei dacă îmi ziceți o glumă despre capră și despre priză nouă, care să nu mai fie auzit niciodată. Eu cred că am auzit toate glumele posibile. Da. Știi ce îmi place? Că toți care le zic, am impresia că e prima oară când o auzi, știi? Aha. Mamă, dar la orice, cu priză, a intrat în priză. Da. Și eu cu caprele știu pe toate, toate se pot face, mai ales se pot face foarte multe pe tentă sexuală. Dar le știu pe toate. Deci 50 de lei, zici. Da, eu chiar facem asta. Deci fiți atenți, în clipul ăsta mai jos, care îmi dă o glumă despre capră și spuneți serios. Deci dacă eu, în momentul în care chiar văd o glumă originală, chiar o recunosc. Dacă unul face o glumă originală în comentarii și o văd, îmi dați contul și vă trimit 50 de lei. Bă, acolo, super tare, o să-mi iau ceva comentarii la deci clipul ăsta. Aștept cele mai bune glume legate de numele capră. Credeți că le știu pe toate, n-aveți cum. Multe o să dar dau eu, o să fie 100 de comentarii ale mele. Da, o să fie tare, aștept să văd, o să comenteze lumea, îți dai seama că e stârnit acum. Mă, cu o știi tu pe asta cu... Da, stai nume sau poziție? Nu, dar o să zic că mult. În ce poziție te-a făcut măta ta? Oleu, da. Bun, super tare. Și revenind la de unde mă inspir, iar îți știri și YouTube trending și acolo mai urmăresc viralele. Chiar noaptea târziu mai plac, mai nou, bine, acum plac mult mai mult pentru că e Schivo acolo. Nu știu, pe Schivo am pe sufletul, așa mult îmi place să urmăresc. Deci ea, Schivo, pur și simplu ar putea să îmi prezinte cum, hai să nu fiu porcos să zic, cum stă și face duș și nu face nimic, că aia deja e mult, dar pur și simplu cum stă și să joacă cu un ghem de ață. Nu contează, urmăresc, nu știu, așa am eu pe suflet, în rest, din păcate, nu prea urmăresc. Cam atât. Și să te întreb cineva, cine nu-ți place, sau nu se... Nu zic, dar cu o dedicație pentru toți youtuberii românești. Și mă refer la cei care au o vârstă fragedă, creșteți-vă fanbase-ul. Creșteți odată cu el și nu rămâneți la acel fanbase, pentru că părerea mea este că youtuberii din România au segmentul fanbase sub 15 ani și e ok, pentru că ăla sunt oamenii care îți fac vizualizări.
Însă oamenii cresc și ei rămân la același content, adică ei încep să ia tot așa, iau ciclu din nou, iau fanbase-ul de 8-9 ani și duc până la 15 ani și după aia nu se mai uită la ei. De ce? Pentru că contentul lor rămâne adresat vârstei respective, știi? Și nu-l cresc. Și ăla e un risc mare și crede-mă, nu, mie nu-mi place, mi se pare horror când văd că vă duceți la fanbase-uri și sunteți cu copii de 9-10-11 ani. Părinții în spate care stau, eu... Serios, na, asta este, vă gândiți voi și uitați-vă, iar l-am urmărit foarte multe de el, am uitat, dar s-a lăsat, păcat de el. Și dacă vezi asta, Vlad Coste, apucă-te de video-uri din nou. Vlad Coste, nu știu dacă știi. Cred că am prins. Făcea niște video-uri smart pe subiecte cu teme foarte ok. Deci a avut aia despre masoni, mama, știi cum eram cu... Tot eu. Știu, dar n-am văzut, uite, la mai devreme n-am văzut, cred că trebuia la toate să faci. Asta se face când se face sincronizare cu sunet extern. Ah, da, chiar, dar ăsta ia sunetul. Da, că tu te pricepi, că ai zis că... Da, am lucrat project based la un studio, am lucrat vreo 4 ani. Păi atunci m-am lucrat pe video editing și video editing, dacă chiar ești. Și după aia am fost și cameraman o perioadă și le-am cu astea, nu-i problemă. Ce tare. Eu da, știam. Vezi, au aflat oamenii ceva nou. Vezi, de asta discut eu cu oamenii, ca să mai aflu. Uite, am rămas cu chestii. Asta e înainte. Vrei să zic chestii pe care lumea nu le zic? Păi ia zi. Hai să vedem. Iar ce nu știe foarte multă lume e că, sau acum mai știu că am început să mai pun, știu să cânt la pian, am făcut 10 ani de pian clasic. Pe bune? Serios? Ce tare! Și acum o lună de zile mi-am cumpărat saxofon și vreau să învăț la saxofon. Surpriză, uite, tocmai aveam un pian aici! Cum era? Bă, dacă îi luăm pe telefon, dar n-am nicio șansă, nu. No. Scutăm un pian. Și-mi place, deci pentru mine... Pianul e liniștitor, n-am foarte mult timp să cânt, dar în momentul în care am timp, cânt ore. Deci mă pun ore și pur și simplu manifest sentimentele, efectiv, prin ce cânt. Nu cânt nimic, adică variez de la o piesă la alta, cânt orice muzică, orice îmi trece prin cap, pot să cânt la pian și e de suflet. Acum să văd. Vreau să văd la saxofon, dar mi-e atât de greu să învăț să sufoc, pentru că sunt nici am plămâni nici și... Cum o să poți să cânti la amândouă de dat? Chiar mă gândesc! Băi, zi ce vrei... Dar stai, ăsta e saxofonul, nu? L-am nimerit? Da, așa ceva. Zi ce vrei, am fost ieri la Iași, la Palatul Culturii, și am văzut la secția de instrumente un pian la care cântai la pian, se auzea și pianul și sus avea 3 viori. Și în momentul în care cântai la pian se auzeau și viorii. Deci, un fucking instrument, adică îți dai seama că... Deja m-ai depășit în cap, se pare. Deși mi-am luat un mai fac, o să-ți mi-i poza, că am poza făcut. Mi-a venit să cred că exista un pian la care cântai la pian și se auzea și pianul și sus erau niște mecanisme care efectiv cântau, antrenau viorile. Deci fără atingere umană, fără nimic, fără trepidația de vioară și așa mai departe. Dacă găsești poza ar fi, da, mi se pare... Chiar, cred că are și un nume, dar asta este, n-am stat eu să citesc, toate am făcut-o Caterin. Vian! Da? Vian. Bă, ești vechera asta, chiar și vechera. Păcat că nu e cunoscut instrumentul, vezi că asta, la asta se ajunge în momentul în care creezi content, că dacă lumea nu cunoaște, da, de exemplu, obiectul în cauză, acum n-ar înțelege gluma asta, deși e chiar și vechera. Mai am și eu de astea, nu aveam nota. Are multe, că de-aia îmi place de Cristi, de asta l-am și abordat, l-am introdus în grup, l-am... Hai să nu zicem tot. L-am... Nu. Ok, așa, zile oamenilor, ce să le zicem, zile un film preferat. Filmul meu preferat, fără doar și poate, nici nu stau la discuție să mă gândesc, este Inception. Da? Și am zis, a fost ok, dar nu știu dacă... Pe mine m-a prins. Ăla pot să zic că e filmul meu preferat și la seriale se încadrează absolut Game of Thrones. Noi n-am văzut sezonul 8, acum sau care? 7, cred că a fost, da. 7, n-am văzut sezonul în curs ăsta, care nu m-am uitat, da, sunt în urmă cu un sezon.
E interesant, e interesant, da? Nu e genul ăla să iei foarte multe spoilere, gen, dacă te uiți acum e ok, n-ai pierdut nimic. Și alte seriale, nu? Urmăresc foarte multe, deci am început în studenție să mă apuc să mă uit la seriale. Bă, și eu mă uit la seriale, că trebuie să ne nimerim la vreunul. Și multe, chiar multe mă uit acum, am undeva cam, cred că 25-30 de seriale la care mă uit, dar sunt așa sezoniere, adică am câteva pe toamnă-iarnă, restul pe primăvară-vară și multe. House of Cards, te uiți? Da, da. Bă, îmi place foarte mult House of Cards. Acum nu știu ce o să fac, oricum l-au scos pe Kevin Spacey din, chiar și din film. Da, l-au scos din film, nu știam. Da, acum l-au scos pe bune, adică pentru chestia aia cu mitul. Știu, știu că hărciuire. E... Da, l-au scos și o să-l înlocuiască. Dar oricum și în... Da, asta am zis și eu. Deci, serios, frate, du filmul măcar la capăt cu el. Da. Acolo, a făcut-o cu rușine lui, dar du filmul la capăt, nu strica frumusețe de film din cauza asta. Dar ai văzut că și scenariul un pic l-a scos pe Casey din... din treaba, ai văzut că l-a mutat și i-a ajuns nevastă sa la Casa Albă. Da, dar o să fie, nu, o să e chiar film foarte șmic. Deci, efectiv, este politica, ce în spate, ce jocuri sunt. Și sunt 100% că există și la noi în mizeria noastră politică. Nu, să nu vorbim despre căcat. Îți recomand dacă n-ai văzut Boss. Ai văzut Boss? Nu. E cu fix ceva House of Cards, dar că e... Să te uiți, dacă ți-a plăcut House of Cards, o să-ți placă și Boss. Nu, Blacklist, te uiți? Nu, dar l-am pe watch, adică pe watch list o să mă apuc de el când am timp. Person of interest? No. Comedii, astea? Nu prea, nu. Friends, astea? Nu, nu, chiar nu urmăresc din astea, urmăresc din astea de chicioase, să zic așa, gen, am și seriale de ori. Să pui beep aici. Bun, no, și... De fiz de-a zis. În caz că n-ați auzit Riverdale. Nu știu. Sau nu știu. Shannara Chronicle. Dar acolo știi ce ține? Ține de o actriță. Nici nu le știu atât de fiz de sunt că nici nu le știu. Deci actrița mea de seriale de suflet este Ivana Vaquero. Deci tipa, tipa respectivă, o să-ți arăt poze că ea, crede-mă, e o bombană. Și urmăresc bază din cauza asta, că ea, nu că e serialul cine știe ce, deși Riverdale e decent, mă rog, e cu adolescență, în fin, și în rest, sunt, uite, e un serial șmecher care l-am văzut recent, e Westworld. Băi, am auzit de asta, parcă am vrut să vă prim episod. Deci are un singur sezon, m-a apucat seara și am trebuit dimineața. Deci așa am făcut cu Prison Break primul sezon. L-am aprins, m-a rupt. Te-ai dat la ultimul? Da, da. Nu, mai e forțat, așa-i? Da, e forțat și nu pot să-l compar. Cu primul sezon rămâne top. Nu cred că mi-a depășit alt serial, primul sezon de Prison Break. Alea a fost unul de primele seriale la care m-am uitat, dar cred că prima a fost Prison Break. Era o studenție. Pentru că, rețineți, în momentul în care ești student, trebuie să te apuci de două lucruri, dacă nu te-ai apucat până atunci. Seriale și cafea. Nici femeie. Trei lucruri, hai, băgați. Bine, seriale și cafea în primul rând, dar femei. Deși eu în studenție m-am lăsat de cafea. Da? Da, am 3 ani de când mai beau cafea, mamă ce mândru de chestia asta, deci... N-am băut niciodată pe cafea. Pe principiul ăla, știi, ăia care sunt vegetarieni. Pe principiul ăla și eu, când îmi zic că m-am lăsat de cafea, am fost dependent în liceu. Da, și mă bucur că am reușit să mă las. Deci încă mi-e greu. Iar o să mă duc la baie, știi? Da. Știi că la final, de obicei, rog invitatul să adreseze un mesaj fanilor... fanului. Băi, dar o să fiu foarte curios. Chiar aștept comenturile voastre la glumea despre Răzvan. Chiar vreau să văd unde... cât de ingenios sunteți. Ăștia-i mei, să vadă și el ăștia 19.000 ce putere au. Nu mă dezamăgiți. Le știu eu pe toate. Așa, un mesaj. Nu trebuie să fie ceva smart. Nu te gândi, nu. Mă, că eu zic chestii super. Deci, cum zice Firia, suntem o țară smart? Nu, în România trăiesc oameni smart pentru că România e o țară smart. Bun, hai să trecem la chestii smart. Măi, o chestie care îmi place să le-o transmit tinerilor este să creeze content și să nu mai consume.
Deci am fost vara asta în tabără, într-o tabără montană, iubesc taberele montane, adică dacă gândiți-vă atât de tare iubesc taberele montane încât prefer taberele montane în loc de antol, ceea ce e mindfuck. Anul viitor o să încerc totuși să le combin pe ambele. Și în tabăra respectivă a fost la un moment, într-o seară, la un momentul de foc de tabără, a fost unul din ăsta de creativitate. Crede-mă, frate, era din ăsta, să zici, o poveste așa în cerc și știi cum erau? Unul începea o idee și o omora în următorul. Deci era ceva de genul și și-a cumpărat o capră și următorul și-a omorât-o și următorul nu știu ce zicea. Deci erau plafonați. Deci eu mi-am dat seama că generația care e acum e o generație de consumerism, dar nu numai de asta, ci și de content, și de umor, și de creativitate. Și se plafonează și cred că ăsta e unul din lucrurile foarte riscante pe care le faceți și vă încurajez. Evitați să mai consumați atât de mult content sau consumați content de calitate și creați orice vă vine, deci în orice domeniu creați. Hai să încheiem cu asta, nu fac nicio glumă că a fost prea serios și a fost excelent. Mersi mult că ai venit în camera de hotel, te mai aștept în camera de mamă cum a sunat. Mersi mult că ai venit în camera de hotel. Când mai vin la Târgu Mureș sau ai drum, băi, cu dragul. Și da, și beau bere, dar nu, ne auzi, okay. Cam atât, aștept comenturile voastre cu glume despre numele lui să vedem dacă... Categoric, și chiar nu glumesc, vă trimit banii unde vreți. Haideți să-i luăm banii lui Răzvan! Pa!